Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmanii România va participa la congres cu 70 de delegați cu drept de vot și 20 de invitați. Printre cei 70 de delegați se numără președintele UDT-TMR, Gelile Sergiev, deputatul Varol Ahmed, subsecretarul de stat Ahmet Aledin, subprefectul Ersun Anefi și muftiul Iusuf Murat. În cadrul evenimentului se va discuta despre situația actuală a Crimeei și se va desemna noua conducere a congresului, din care vor face parte și reprezentanții ai UDT-TMR. Primul congres mondial al tătarilor crimeeni a avut loc în 2009 și a reunit 800 de delegați din 12 țări.